Astăzi este Ziua Mondială a Teatrului. Am să vă rog să-mi permiteți la început să vă citesc mesajul intern, cum să spune, mesajul președintelui UNITER, domnul Ion Caramitru, care astăzi este la Chișinău, unde primește premiul de excelență al Uniunii Teatrale din Moldova. Mesajul este intitulat Scena Lumii. Acest început de secol 21 e violent și cinic. Se cutremură pământul, se distrug civilizații, apele inundă cerul, sunt înlocuiți tirani, se scumpește carburantul. Totul e vizibil la distanțe incredibile în acest spectacol care prevestește, parcă, sfârșitul apocaliptic al planetei. Pământul prins de friguri s-a cutremurat, spune Shakespeare într-o piesă, iar pe scenă un actor într-un rol mai mic ne vorbește cu timiditate despre glasul care prevestește răul absolut. Scena lumii este bântuită astăzi de tot ce în teatru e imaginat, construit la vedere și reprezentat poetic. Și totuși, întoarce-te cu gândul la copilărie, amintește-ți bucuriile micilor descoperiri, caută-te în adolescență și vei retrăi emoții aparent pierdute. Intră în teatru ca prima dată și ascultă fascinat povești în care te-ai regăsit atunci, instantaneu. Rămâi acolo cât mai mult. Ești protejat? Ești cultivat? Ești dorit? Ești fermecat. Spectator la drama lumii, la tragedia firii, vei râde în hohote de cât ești de naiv când vei înțelege că totul e doar o iluzie, adică un basm de furii și de nerozie, cum spune Shakespeare, aruncând în marea revărsată cartea și bagheta lui de magician. Semnează Ion Caramitru, președintele UNITER. Vă mulțumesc! Întâmplarea, sau poate nu întâmplarea, face ca de Ziua Mondială a Teatrului, conferențiarul, să fie un important om de teatru român. Realizator al multor spectacole de mare valoare și de mare impact și înainte de 1989 și după aceea, laureat de mai multe ori al premiilor UNITER, al premiului pentru cel mai bun spectacol de 3 ori, al premiului pentru cea mai bună regie la Festivalul de Comedie din 2006, în sfârșit, în 2002, primește premiul UNITER pentru întreaga activitate. A lucrat în special la Bulandra, dar și la Teatrul Național, și la Piatra Neamț, și la Teatru Mic, și în alte părți. Este o bucurie pentru noi să îl avem în această Zi Mondială a Teatrului printre noi, pe domnul Alexandru Tocilescu. Bună dimineața! Oh. Nu cunosc ceva mai plictisitor decât o conferință. Ea se aseamănă doar cu o lansare de carte. La o lansare de carte vin întotdeauna niște oameni care vorbesc numai de bine despre cartea respectivă. N-am auzit niciodată, nu mi s-a întâmplat să asist la o lansare de carte unde cartea respectivă să fie aspru criticată. Deși după aia mai târziu, prin ziare, era aspru criticată. Conferința în sine este un monument al plictiselii.
Drept care n-am pregătit nimic, ca să nu mă plictisesc nici eu și ca să nu vă plictisiți nici dumneavoastră. Mi s-a mai întâmplat o singură dată lucrul ăsta, prin 1978, cred, când, din rațiuni care îmi scapă, am fost invitat să țin o conferință la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Nici nu știam unde e. Ideea este că acolo mai ținuse Moisil o conferință, alți tip tari. Eu eram invitat probabil ca urmare a spectacolelor mele cu Tartuf și Cabala Bigoților, care stârniseră oarecare interes la momentul respectiv. În sfârșit, ideea este că am ajuns acolo, am intrat într-un amfiteatru unde erau vreo 30 de domni și doamne cu aspect de fizicieni. Două doamne foarte amabile m-au dus la o masă și eu am zis, da, și ce vreți de la mine acum? Ce vreți? Și eu nu înțeleg ce caut aici. Eu nu știu ce să vă spun și dacă nu mă întrebați nimic, eu n-am ce să vă spun. În sfârșit, după oarecare agitație, una din doamnele care mă conduseseră înăuntru a venit lângă mine și eu am spus, domnule, dă și mie ceva de băut. Spre surprinderea mea a venit o cană mare de ceai plină cu vodcă. Am băut-o. Lucrurile au mers strună după aia. Se pare că a fost una din cele mai agreabile conferințe. A apărut în volum. În sfârșit. Acum mă văd din a doua oară într-o asemenea ipostază. Aici apă, garantez. Eu nu mai sunt același, deși nu sunt foarte schimbat. Și de vreo 4-5 zile tot îmi fac în cap niște discursuri, dintre care vă asigur că ăla de azi dimineață de la cafea a fost foarte bun. Nu-l mai țin minte. Am să încerc să improvizez. Ideea este că o conferință, să-i spunem, dar eu îi pun ghilimele pentru că e un lucru destul de înfricoșător. Inițial, scuzați-mă, mă gândisem să vin cu un teanc cam atâta de hârtii și să vă îngrozesc. Este ce mi s-a întâmplat de câte ori am fost eu la o conferință, când a venit cineva, s-a așezat la un pupitru, a pus un top de hârtie acolo și am așteptat tot timpul să-l termine. De altfel și la concertele plictisitoare te uiți la cât de groasă e partitura și îți se pare că nu se mai termină niciodată. Așa că mă gândisem și eu să viu cu un top de hârtie, să-mi pun ochelarii și să încep. Stimați spectatori, dragi invitați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și să încep să spun o tâmpenie oarecare. M-am gândit că gluma e proastă, că n-are rost să încerc să o fac. Și atunci, până la urmă, am ajuns la concluzia că singurul subiect care ar putea interesa pe toată lumea, pentru că, în principiu, fiecare dintre dumneavoastră este pe undeva stăpânul unei anumite teme, a unui anumit subiect. Singurul subiect pe care s-ar putea să nu-l cunoască bine nimeni, dar eu să-l știu foarte bine, aș fi eu. Și atunci am să fac, probabil, că încă nu știu cum o să continue discuția asta, probabil că am să fac un excurs, așa se spune, nu? Un excurs în persoana mea. Am să vă vorbesc câte ceva despre mine și despre ceea ce cred eu că ar trebui să se știe și încă nu se știe din ce am făcut sau ce m-am gândit să fac. Să o luăm de mic? Deci m-am născut de mic copil. Ce mă deosebește de conducătorii noștri de azi, de ieri și din totdeauna, e faptul că m-am născut într-o casă cu bibliotecă. Nu era prima. Era o bibliotecă pe care o făcuse taică-miu, plus resturile altor două biblioteci arse în decursul timpurilor, din care se salvaseră cărțile
bunicului meu din partea mamei, toate în franceză, bunicului meu din partea tatălui, toate ediții importante ale marilor poeți și scriitori români, plus ceea ce adunase taică-miu cu începere din anii 50, mai ales de la editura Cartea Rusă. Deci, vrând nevrând, în casă aveam Tolstoi, aveam Dostoievski, aveam pe Domnul Liniștit, care era o carte de căpătâi pe vremea aia, Alexei Tolstoi, Învierea, o literatură rusă și sovietică pe care la ora asta nu prea mai găsim. Moda, timpurile, au făcut ca preferințele să se îndrepte spre literatură anglo-americană, franceză și așa mai departe. Pătuțul meu fiind în această cameră unde se afla biblioteca, primele lucruri cu care am început să mă joc au fost cărțile. Întâi m-au interesat copertele, care erau colorate de multe ori. După aia, cu timpul, am început să trec și în interior. După ce, bineînțeles, inițial le-am rupt copertele și am făcut diverse alte jucării din ele. Erau și cărți care aveau titluri, între timp, pe la 3 ani, am început să citesc. Erau titluri care m-au uimit ani de zile. Titlul unei cărți era An și Ana. Eram copil, nu știam că An e N. Și nu știam că An, N, este tot o femeie. Era povestea cuiva care a fost îndrăgostit de o englezoaică, după aia de o româncă. Dar pe mine chestia asta cu masculinul și femininul, An și Ana, ani de zile m-a ținut pe gânduri. Dom'le, ce e aia An? Ce, de ce așa? În sfârșit, trecând de misterul copertelor, sau coperților, nu știu exact cum se spune, am început să văd ce e înăuntru. Până am intrat la școală, terminasem Jules Verne, Muschetarii, după 20 de ani, Don Quixote, aveam o pasiune nebună pentru citit. Stând într-un bloc, nu prea aveai pe unde să te joci. Mai ieșeam într-o curte în spate, mai mergeam alături în curtea bisericii, mai erau niște copii pe acolo, dar pasiunea mea era cititul, sigur, între timp mi-a trecut. Trezindu-mă la școală cu informații mult peste alți copii și plictisindu-mă și acolo destul de tare, anii au trecut așa, cam ca proștii, până când am început să realizez cam cum stau lucrurile. Evident, până la urmă, tot discursul ăsta al meu va avea în cele din urmă și o tentă politică. La școală ne învăța una, acasă radioul mergea numai la muzică, se închidea la buletinile de știri și la Vorbește Moscova, dar seara se deschidea pentru Radio Londra și Vocea Americii. Părinții mei nu erau niște fani a Europei Libere, cel puțin prin anii 50. Se închideau geamurile, se bloca tot sonorul în casă, se le dea drumul ușor la radio și se asculta Vocea Americii și Radio Londra. Pe mine nu mă prea interesau lucrurile astea. Și în general nu mă prea interesa ce se petrecea în afara universului meu. Univers care era populat de aventuri, de personaje excepționale, de capitanul Nemo, de copiii capitanului Grant, de alți copii care erau Timur și băieții lui, de bătălii, de marea bătălie de la Iazul Mic, de Octav Pancu Iași. Un univers care s-a modificat brusc, într-o zi, în clasa a patra, când la ziua unui coleg, tatăl lui care era și a fost foarte multă vreme un extraordinar, eminent profesor de drept, venise din America și adusese primul disc de rock and roll. Primul disc de rock and roll a fost al lui Bill Haley and His Comets și
de bază pe discul ăsta, era un single care avea 4 melodii, 2 pe parte, 2 pe alta. De bază era celebru Rock Around the Clock. Era o muzică pe care nu mai auzisem până atunci. Eram toți copii de clasa 4, de 9 ani. Mama acestui coleg era o femeie tânără, frumoasă, taică-su, venise din America, văzuse, știa și ne-a arătat rock. Ne-a arătat cum se dansează rock. Din momentul ăla, timp de aproape 30 de ani, fiecare sâmbătă a fost dedicată unor petreceri cu dans, unor party-uri care la vârsta de 14 ani, când am intrat la liceu, m-au adus în stadiu de a fi un dansator de rock absolut excepțional. Mai târziu am fost și un bun dansator de twist. Dar, din momentul ăla, am început să mă profilez pe muzică. Și muzica asta și discurile care veneau cu rude sau părinți sau prieteni care veneau din străinătate, piloți care aduceau discuri, marinari care aduceau discuri, au început să însemne baza existenței noastre. Deci, în afară de muzică și școală și dans, nu prea trăiam altceva în lumea. Asta nu înseamnă nici că societatea ne ajuta să trăim în felul ăsta sau că ăsta era modelul societății. Nu, nici vorbă. Noi trăiam într-un fel și vorbesc de fapt despre un grup restrâns până la urmă. Trăiam în afara timpului, în afara problemelor societății, în afara problemelor părinților noștri, în afara tuturor problemelor, trăiam absorbiți de muzică, de dans și de felul ăsta al nostru naiv și romantic, într-un fel în care ne petreceam sâmbetele, pentru că nu exista nici o tentă sexuală, nici un fel mai insidios de a te apropia de fete. Dimpotrivă, fetele ne erau egale, erau respectate, iubite, dar nu se punea în niciun fel problema altfel. Acum, la 15 ani, lucrurile în general sunt de mult rezolvate. Nu, nici nu ne trecea prin cap. Nici nu ne trecea prin cap și nici nu ne ducea nimic în direcția aia. Filmele care veneau în oraș erau niște filme care trecuseră și ele pentru o cenzură destul de drastică, unde nu existau scene de sex sau scene de amor violente. Era o emoție mare când într-un film apărea o actriță dezbrăcată. În teatru nici nu se punea problema. La teatru mergeam și acolo, de la 5 ani, 6 ani, am văzut toate spectacolele importante. În sfârșit, era așa un fel de sos de cultură contemporană în care nu mă simțeam nici la marginea lumii, nici neinformat, nici un paria față de restul societății europene, să spunem. Mă simțeam și ne simțeam mulți dintre noi egali și fraterni cu cei care făceau același lucru, credeam noi, pe alte meridiane. Niciodată n-am avut acel sentiment despre care se tot vorbește acum, că aș fi român și că asta ar însemna ceva special sau ceva deosebit. Nu, mie mi s-a părut că sunt un cetățean european. Așa am crezut tot timpul. Nu m-am simțit dat la o parte și nu m-am simțit niciodată minor în fața altcuiva dintr-un alt oraș sau dintr-o altă țară. De altfel, vorbeam două, trei limbi destul de bine, mă descurcam în orice conversație, puteam să citesc bine și în franceză și în rusă, pe care o învățasem în liceu foarte bine. În momentul în care am terminat liceu, am fost capabili toți să citim un roman de Maxim Gorki. Deci știam, puteam,
mă puteam orienta, mă puteam orienta în presă, mă puteam orienta în cărți, mă puteam orienta în biblioteci. Bun, și nu aveam de fapt niciun soi de resentiment vis-a-vis de societatea în care trăiam. Trebuie să recunosc că am trăit într-un fel de cocon, format dintr-o lume a noastră, a școlii, a prietenilor, care erau foarte bine ocrotiți și foarte bine îngrijiți. Nu m-am revoltat împotriva sistemului până când nu am dat cu adevărat ochii cu el. De altfel, nici ăsta nu este momentul cel mai important, pentru că momentul în care am fost luat în seamă de securitate și au început să-mi facă un dosar, n-a fost în momentul în care am intrat în facultate, ci în momentul în care am ieșit din facultate. În momentul în care am intrat în câmpul muncii. În momentul în care am intrat în facultate, comportamentul meu era pentru ceilalți atât de scandalos, încât nici măcar nu mi-a propus nimeni vreodată să intru în partid. Aveam un păr incredibil de mare, eram îmbrăcat cu cele mai extravagante haine, de mine atârnau tot felul de lanțuri, de diuluri, de brățări și așa mai departe, și în general era clar, reprezentam o persoană pe care partidul nu poate să pună bază. Și dacă partidul nu poate să pună bază, atunci nici securitatea nu poate să pună bază. Și atunci mie propuneri de genul ăsta, haide tovarășu, întărește rândurile noastre, nu mi s-au făcut niciodată. În școală eram cunoscut ca o oaie râioasă și dacă colegii în principiu mă adorau, profesorii mă detestau. Ceea ce era, de fapt, foarte bine, pentru că dacă aș fost un elev eminent, un student excepțional, sigur că s-ar fi interesat și forurile din mine. Dar așa, eu mă simțeam liber și aveam un sentiment al libertății pe care nu putea să mi-l îngrădească nimeni. Mai târziu, când am observat că sunt supravegheat, că telefonul e ascultat, că s-a instalat un microfon care ascultă nu numai ce se vorbește la telefon, ci tot ce se vorbește în casă. Atunci mi s-a părut că ei atentează într-un fel la libertatea mea. Și asta m-a îndârjit, asta m-a înfuriat. Și în loc să cedez, am început să îmi fac socoteli cum aș putea să răspund, cum aș putea să fiu cât mai obraznic, cât mai agresiv, cât mai nesimțit, cât mai virulent, cât mai trădător în ceea ce privește suma idealurilor societății socialiste. Cum aș putea eu cel mai bine să le batjocoresc și să-mi fac eu treaba mea? Și aici venim pe undeva la adevăratul sens al discuției noastre de astăzi, care ar fi un răspuns al meu la problema pe care a pus-o Herta Müller. În momentul în care Herta Müller l-a întrebat pe Liceanu dacă, sau invers, nu mai știu, dacă intelectualii români au făcut ceva, au acționat într-un fel, au luptat într-un fel, și răspunsul pe care sala l-a aclamat și l-a aplaudat îndelung a fost nu. Din clipa aia m-am gândit că prin intelectual, în general, se imaginează o persoană care se exprimă prin scris. Deci categoria este mult limitată. Nu toți cei care nu se exprimă prin scris nu sunt intelectuali. Taică meu care era medic a pretins toată viața că el este un intelectual. Bunicul care era inginer a pretins toată viața că este intelectual. Eu care
Sunt regizor, deci am o meserie practică, de fapt. Pentru că produsul muncii mele nu este dat publicității. El este înfățișat întotdeauna unui grup de oameni mai numeros decât câți citesc aceeași carte în aceea seară. Produsul muncii mele se datorează muncii mele fizice, muncii mele intelectuale, țipetelor îngrozitoare pe care trebuie să le scot la repetiții, nervilor pe care mi-i fac. Sunt departe de liniștea unui birou unde îți scrii romanul sau îți scrii eseul. Sunt un om care se află într-un proces al muncii intens și de multe ori sălbatic. Timp să ne scriem părerile și ideile nu prea avem. Și aici mă refer la toată tagma noastră. Eu nu cunosc niciun eseu important pe care să-l fi scris vreun actor. Eu nu cunosc iarăși niciun eseu important pe care să-l fi scris vreun regizor. Nu cunosc o problemă care să nu fie de teatru, care să fi intrat vreodată în atenția unui om de teatru și să dezvolte o teorie sau o dezbatere pe marginea subiectului respectiv. Sigur, oamenii de litere se ocupă și de teatru și de cinema și de artă plastică, de toate, pentru că nu au altceva de făcut, stau acasă și scriu. Și atunci, în momentul în care ei termină să-și înjure confrații, pentru că asta este îndeletnicirea de bază a celor care scriu și mai ales a criticilor, care nu fac în principiu altceva decât să-i conteste pe cei dinaintea lor și să încerce, pe cât le e cu putință, să-i desfințeze și să-i scoată din memoria publicului. Ăsta este motivul pentru care se discută din ce în ce mai puțin despre Călinescu, pentru că toată pleiada de critici care a apărut după el n-a făcut altceva decât să încerce să spună ori că să trag de la altcineva, de la Lovinescu, știu eu, sau de la Titu Maiorescu. A fost o luptă de zeci de ani ca opera excepțională a lui Călinescu să fie scoasă din amintire. Toți s-au revendicat din altă parte, deși dacă n-ar fi existat istoria literaturii a lui Călinescu, probabil că n-ar fi fost în stare să scrie nici măcar două rânduri. Așa s-a întâmplat și cu mari scritori, cu mari poeți, a căror soartă este de cele mai multe ori umbrită și distrusă de către epigoni. Nu mai auzim nimic de Arghezi, nu mai auzim nimic de Ion Barbu, ca și când acești poeți uriași, bun, Eminescu oricum, se știe, nimeni nu-l cunoaște, nimeni n-a aprofundat niciodată ca lumea opera lui Eminescu, nici eu, de ce să mint. Dar este poetul cu care umblăm la defilare, deci e poetul care se aniversează o dată sau de două ori pe an cu ocazia nașterii sau decesului. Dar ceilalți sunt într-un con de umbră nu numai nemeritat, dar și nociv pentru tot publicul de cititori și de necititori. E o digresiune toată povestea asta. O să mă întorc și la problema cu Herta Müller și cu ce s-a discutat atunci și de atunci despre rezistența prin cultură, această sintagmă care mai curând dăunează decât limpezește situația de fapt. Deci, a existat un moment în care am simțit nevoia din ce în ce mai acută să mă răfuiesc cu sistemul. A apărut acum o lună și jumătate în Dilema Veche un caiet, eu la mijloc vreo 12 pagini, în care se ocupă de tema săptămânii respective. A apărut deci un caiet care se ocupa de tema teatrului dinainte de 89 și felului și felul în care teatru a răspuns situației, s-a apărat, a luptat sau ce dracu a făcut, în așa fel încât să poată fi luat în considerație acum,
odată cu revizuirea întregii culturi. Am avut neplăcerea să constat că ce am făcut în timpul ăsta, felul în care eu am încercat să țin spatele, să țin piept, cum vreți, unui sistem care ne agresa pe toți, ne oprima și încerca un proces de reducere a personalităților la același numitor. De multe ori m-am gândit că România seamănă cu o grădină japoneză, știți, aia care are un fel de nisip, pietriș pe jos și care se greblează în fiecare zi, în așa fel încât niciodată să nu se observe un pas care a fost făcut acolo. E poate singura asemănare. Asta a fost munca de ani de zile a multor oameni, a multor activiști și pasiviști de partid și de stat, care au încercat să grebleze întreaga suprafață a societății în așa fel încât conducătorului să fie prezentată o mare liniștită pe care nu există niciun freamăt, niciun pas, nicio urmă, nimic. Toată lumea este un nisip egal, frumos, curat. Eu am simțit nevoia întotdeauna să fac așa în nisipul ăsta. Să râcâi suprafața, să stârnesc deranjul. Și dacă primele spectacole pe care le-am făcut au avut, să zicem, un caracter care era ușor iritant prin formă și debutul meu la public a fost Sânzeana și Pepelea la Teatrul Casandra, unde mi-am dat seama că nu eram chiar așa prost, că în spatele feriei lui Alexandrii se ascundea un pamflet politic foarte important și foarte acut pentru zilele respective, iar nefăcând piesa asta o ferie, ci făcând un fel de musical rock cu o formație care stătea în rândul trei de scaune acolo și cântau la chitări, la tobe, la trompete, la ori, la nu știu ce, iar cei de pe scenă, celebrele cânticea lui Alexandrii, le cântau pe ritm de rock. Și chestia asta a provocat destul de mult entuziasm. Mai departe, în momentul în care am ajuns să lucrez într-un teatru, de fapt, inițial, tot forma a fost cea care m-a interesat mai mult decât fondul. Am continuat, am mai făcut o ferie, am mai făcut o piesă, m-am mutat în alt teatru, am mai făcut un basm. În sfârșit, ideea era că până una alta nu simțeam niciun fel de dorință de a mă implica în vreun fel, de a răspunde societății, de a fi altceva decât ceea ce părea să fiu, un băiat destul de zurbagiu, destul de scandalagiu, dar una peste alta inofensiv. Ce tovarăș, și el e nebun, n-avem ce să discutăm cu ăsta, n-are niciun rost. Lucrurile au căpătat o turnură puțin mai specială în momentul în care la Pitești secretarul de partid mi-a făcut o propunere, pentru că avusesem niște succese în teatru acolo, mi-a făcut o propunere să îngroș rândurile partidului și cum eram într-o stare euforică aproape ieșită din comun, i-am zis, cu ce, domne, cu criminalul ăsta să fiu în același partid? Niciodată. Criminalul era pe perete, era portretul. Omul a crezut că glumesc, a luat-o drept glumă, n-a mai insistat nimeni, s-a închis subiectul. Nu după multă vreme a venit tot la Pitești un major de la securitate care m-a luat la o discuție prietenească la o cafenea și unde mi-a pus problema că pe ei interesează foarte mult persoanele care vin la mine în casă. Pentru că aveam
o casă deschisă unde veneau pictori, scriitori, poeți, actori, regizori, vagabonzi, târfe, o lume destul de colorată, dar pe care ei simțeau nevoia să supravegheze cu un individ care părea să fie de nedomolit și care ar fi putut inspira încredere celor care îmi intrau în casă. Bun, sigur că am refuzat chestia asta, sigur că i-am spus că eu mă pilesc în fiecare seară și habar n-am ce vorbește lumea acolo, pentru că eu bat câmpii și dondăn și muzica e tare și în general. Hai, domnule, lasă-ne, că știm noi. Și a început o mini-teroare, în fiecare dimineață un telefon care suna la ora 9 și o voce care îmi spunea, noi suntem, v-ați mai gândit? Domnule, m-am gândit, nu e cazul, nu e nimic, vă mai gândiți. E, chestia asta e foarte neplăcută, pentru că odată că știi că ești în fiecare zi în vizor, că ești în fiecare zi abordat și că în fiecare zi cineva se gândește la tine în mod care ție neprielnic. E ca și cum dracu s-ar gândi la tine în fiecare zi și ți-ar da un telefon. Ți-ar spune, noi te așteptăm, aici suntem, cazanul clocotește, furca e gata. Nu era bine și nu mă simțeam bine. Dar ce să faci? De fapt, i-au trimis să mă racoleze pe unul mult mai prost ca mine. Asta a fost nenorocirea, nenorocirea lor și salvarea mea. Pentru că într-o zi, ducându-mă la Pitești, unde aveam un COM, un Consiliu Oamenilor Muncii, în care, fiind regizor, eram de facto în această formă de conducere a instituției, indiferent dacă eram sau nu membru de partid, trebuia regizorul din întreprinderea respectivă, trebuia să fie în COM. Cum eram și la Teatru Bulandra, am fost... Deci asta nu era o funcție, asta era o situație. Regizorul trebuia luat în considerație. Ăla m-a așteptat, eu am zis, mă scuzi, am o ședință, nu-i nimic, ne vedem după ședință, după ședință am o repetiție, nu-i nimic, ne vedem după repetiție. Repetiția mea ține până la ora 1 noaptea, nu-i nimic, ne vedem la ora 1 la hotel Argeșu, la camera XXL. Mă chem noaptea la hotel? Ești homosexual? Vrei să mă regulezi? Ăla a rămas tâmpit. Eu am fugit din cafenea și m-am dus în teatru și am început să urlu pe holuri. Maiorul cu tare e bulangiu. Maiorul m-a chemat la hotel că vrea să mă tragă. Aici s-a încheiat tot, pentru totdeauna. Niciodată nimeni, sub nicio formă, n-a mai avut curaj să mă abordeze pentru lucrul ăsta. Dovadă stă și certificatul meu de la CNSAS că n-am făcut niciodată poliție politică, iar cele două dosare pe care le-am citit și care sunt pline de prostii, de turnătorii, cum că umblu îmbrăcat după moda hippie, că vorbesc urât, că beau cu directorul teatrului Ion Besoiu, care în pofida lipsei mele de calități profesionale mă încurajează și bea cu mine până cădem amândoi sub masă, că tot așa, în pofida lipsei de calități profesionale, criticii ca, și sunt înșirați toți criticii evrei care erau pe vremea aia, deci să sugera și chestia asta că aș fi susținut de o oarecare mafie evrească, deci criticii ăștia îl susțin și dau nas și așa mai departe. Bun. Revenim la subiect. Primul atac important pe care l-am făcut cu un spectacol a fost cuplul Tartuf și Cabala Bigoților, unde calitatea neîndoielnică a pieselor, problema lor, relația între Molière și Regele Soare, toate lucrurile astea, deși orice piesă care se monta într-un teatru, deci orice piesă trecea
textul întâi pe la minister, care trebuia să avizeze textul. După ce s-a avizat textul, puteai să montezi și după aia venea o comisie la vizionare și îți făcea observațiile sau tăieturile respective și, după părerea lor, necesare. Bun. Piesele erau atât de solide, trama era atât de puternică, situația era atât de fără echivoc, relația între Molière și Regele Soare, cititul printre rânduri, nu era specialitatea celor care erau la propagandă sau la municipiu sau la minister. Ei citeau textul, textul le spunea o poveste, mai departe nu aveau îndemânarea să vadă dedesubt. Nu aveau îndemânarea să vadă generalul sub particular. Nu aveau nici dibăcia să descifreze metafora și să o transforme în limbaj cotidian. Dar, pentru noi care lucrăm cu acest limbaj, lucrăm cu metafora și unul din lucrurile foarte importante în teatru este nedescifrarea metaforei, ci prezentarea ei pe scenă într-o formă cât mai limpede, dacă doriți, dar în același timp cât mai transparentă. Trebuie să vadă, să se vadă că sub costumul lui Molière și sub costumul lui Ludovic se ascunde ba Ceaușescu, ba scriitorul cutare, dizident sau măcar oponent. Oamenii în sală înțelegeau lucrul ăsta foarte bine, mult mai bine decât puteau să-l înțeleagă tovarășii cu o pregătire medie sumară. Spectacolul a devenit un fel de vârf de lance, dacă vreți, al protestului nostru mut. Pentru că, deși era vorbit în limba lui Molière, era vorbit în limba lui Bulgakov, nu era vorbit limpede, dar era transparent. Mai mult decât atât, existau momente care erau pur regizorale. La un moment dat, Molière stă de vorbă cu bufonul lui Ludovic, bufon care întâmplător se numea Cizmarul cel Drept. În decor era o situație a tronului lui regelui, care era undeva deasupra decorului, sus, în frunte, cum ar veni, și niște scări care duceau până acolo. În discuția lui Molière cu Cizmarul, neîntâmplător, Cizmarul ajungea pe tron. Și Molière, care exersa cu acest bufon, faptul că era și cizmar și bufon ne ajuta și mai mult pe toți în comunicarea mesajului nostru. Dar Molière exersa cu acest bufon un discurs pe care ar fi dorit să-l țină regelui. Și atunci îi spunea: cizmarule, mă auzi? De ce măria sa unalta, iar cizmarul care stătea pe tronul regelui, își asuma și rolul regelui, își asuma ținuta, își asuma aroganța, își asuma tot. Scena era transparentă. Artistul vorbea cu cizmarul care ajunsese rege. Scena care nu avea nicio replică sclipitoare, să spunem, nicio poantă, n-avea nimic extraordinar decât că era această încercare a lui Molière de a-și exersa un discurs pe care urma să-l țină regelui, să termina în ropot de aplauze pentru că lumea înțelegea mesajul. Și în momentul în care oamenii înțelegeau mesajul, dintr-o dată apărea acest extraordinar sentiment de solidaritate pe care îl aveai cu o sală întreagă. O sală avea 400 și ceva de locuri. Repet, greu de crezut că într-o seară 400 de oameni citesc același eseu al lui Patapievici sau al altcuiva, am dat și eu un nume amuzant. Dar 400 de oameni primind acest mesaj și transmițându-l, mesajul teatral se întindea și ajungea la oameni mult mai ușor decât mesajul scris al literatului sau al filozofului. Asta era miza noastră. Asta era cartea pe care jucam. Faptul că 400 de oameni astăzi vor aduce 400 de oameni mâine, faptul că 10 spectacole înseamnă 4.000 de oameni, 100 de spectacole înseamnă 40.000 de oameni.
și așa mai departe. Deci, dorința noastră a celor care lucram în teatru și care încercam să facem ceva, și aici mă întorc din nou la acel caiet din Dilema Veche, era, deci, dorința noastră era ca spectacolele noastre să fie jucate și să fie văzute. Cei pe care Dilema Veche îi socotea promotorii, într-un fel, ai mișcării de rezistență, ai mișcării de protest, ai ce vreți dumneavoastră, erau, de fapt, acei regizori foarte mari și foarte importanți, care ne-au crescut, ne-au educat și ne-au învățat, dar care prin anii 70 au plecat. Au plecat pentru că aveau o condiție materială proastă, pentru că nu mai suportau cei care conduceau un teatru, nu mai suportau agresiunea ideologică a partidului, trebuiau să facă compromisuri, trebuiau să se ducă să bată mătănii la minister sau la municipiu ca să obțină fonduri pentru alte spectacole și, în general, să scârbiseră îngrozitor și au simțit că nu mai rezistă. Au plecat și au văzut de viața lor, au făcut spectacole extraordinare, dar nu au făcut niciodată un spectacol, unul, în Germania sau în Franța sau în Suedia sau în Olanda. Și aici poate că i-ați, sau la Minneapolis, nu au făcut niciodată un spectacol în care ei, într-un fel sau altul, sub o formă sau alta, mascat sau pe față, să protesteze împotriva ce se întâmplă aici. Sau nu să protesteze, să ironizeze, să satirizeze, să-și bată joc, să supere, să zgândere, să facă ceva. Acești oameni pe care îi consider în continuare de mare valoare, dintre care unii mi-au fost profesori, alții într-un soi mentori în teatrele în care am urmat după ei. Acești oameni nu au plecat să lupte pentru libertate pe un front unde tirul era mai slab. S-au dus pur și simplu să-și rezolve existența, să-și rezolve programul artistic, să-și rezolve condiția economică, să-și rezolve viața. Cine a rămas aici? Ori s-a dat de partea lor a tovarășilor și a avut o viață minunată și a putut să umble în străinătate și a fost invitat la festivaluri și s-au dat burse și așa mai departe și nu a fost nicio problemă, ori câțiva mai proști am acceptat un pact tacit prin care noi nu servim partidul și cauza, iar partidul și cauza nu ne aprobă niciodată o ieșire în străinătate. Până la 40 de ani, când lucrurile s-au schimbat, o să vedeți din alte motive. Am spus de Tartuf și Cabala că a fost un punct foarte important. A fost un punct foarte important. Am fost solicitat să scriu un articol în secolul 20, care era revista clară a intelectualității române și a tinerilor și a studenților și a elevilor de liceu. A doua, ceea ce mișca aici un pic. În secolul 20, articolul care a apărut, articolul ăsta a fost citit la Europa Liberă. A fost o catastrofă. Pentru că în momentul în care s-a terminat lectura lui la Europa Liberă, în momentul ăla a sunat și telefonul în gol și din clipa aia telefonul meu a fost sub supraveghere. Nu mi-a păsat. Cum nu mi-a păsat niciodată de chestia asta. Cum nu mi-am făcut niciodată probleme dacă cei care vin la mine în casă vin să scrie un raport sau vin pur și simplu să distreze. Am avut tupeul de a nu-mi fi frică de nimeni, nici de prieteni, nici de cei din jur, nici de lumea de afară. Ce dacă într-o zi am rugat o prietenă să îmi aducă o casetă cu muzică mexicană de la bărbatul și pe caseta aia era înregistrată discuția de la mine din cameră de cu două zile în urmă. Nu mi-a fost frică, nici măcar nu m-am supărat pe domnul ăla. Până la urmă au fugit și ei, dar după 89. Deci n-a reușit nimeni și nimic să mă timoreze, să mă înfricoșeze
și să mă pună cu botul pe labe, că despre asta era vorba. Și atunci au urmat alte spectacole agresive. Paradis de ocazie. Asta era o piesă a lui Tudor Popescu în care juca rolul unei activiste, Tamara Buciuceanu. Spectacol care a avut un succes monstruos pentru că Tamara era într-adevăr fabuloasă și am să vă povestesc două, trei chestii în legătură cu spectacolul. Îmi pare foarte rău că trebuie să mă laud. Îmi pare foarte rău că nu sunt cei care ar fi în drept cei care să noteze și să aducă la cunoștință că aici s-au întâmplat lucruri. În momentul în care Andrei Șerban a venit după 89 și a venit director la Teatrul Național, el a dat o declarație care a spus timp de 25 de ani aici nu s-a întâmplat nimic. Aici teatrul a murit. Bine că am venit eu acum să vă scot în rahat, să vă fac oameni. Ei, nu e așa. Nu e așa. Teatrul n-a murit, teatrul nu s-a întrerupt, protestele noastre, puține, dar solide, au însemnat ceva, în jurul nostru s-au creat niște poli de interes, niște poli sociali, am fost într-o vreme, am avut un rol de leadership în grupuri sociale mici, dar importante, modelul a fost preluat de alți oameni mai tineri, ce am făcut nu a fost în zadar, nu s-a întrerupt niciodată nimic, n-a venit din 89 lumina să poată deschide cortina ca să vadă ce se întâmplă acolo. Lumină pe scenă a fost întotdeauna. Mai multă, mai puțină, uneori s-a mai jucat și în spatele cortinei, dar de jucat s-a jucat și de lumină a fost lumină. Dar în această piesă, această tovarășă activistă avea un rol atât de violent, comic, și ea era o persoană atât de îngustă la minte, de cretină, încât odată cu acest personaj a intrat în funcțiune un teatru satiric adaptat situației și momentului, care era cel al lui Tudor Popescu, care într-un fel depășea în satiră tot ce făcuse Mazilu sau ce făcuse Băieșu. Pentru că nimeni nu vorbește despre acest dramaturg extrem de important. Vreau eu să mă refer la el câteva minute. Deci în momentul celei mai groaznice strângeri de șurub în teatru și în literatură, în care aproape fusese un ordin să nu mai existe decât personaje pozitive. Pentru că societatea noastră personajele negative le elimină ca pe niște gunoaie. Noi vrem să vedem pe scenă oamenii muncii, țăranii muncitori, intelectualitatea progresistă, pe ăștia vrem să-i vedem, pe ăștia îi cere țara. Țara nu îi cerea pe ăștia. Ei, deci în acest moment, Tudor Popescu, un om care lucra la revista Era Socialistă și care avea, din punct de vedere politic, un spate destul de bun și care avea un precedent, mai lucrase la reviste pentru copii, umblase în străinătate, avusese dreptul, avusese posibilitatea, oportunitatea, sau poate că era informator, nu știu, habar n-am, n-ai nicio importanță. Chestia este că în acest moment nasol, în care în teatru nu ar fi trebuit să vedem decât personaje pozitive, ăsta a creat activistul negativ, pe care nu-l numea activist, căruia îi dădea o funcție oarecare. Dar toată lumea știa că, de pildă, ca să ajungi director undeva, trebuia neapărat să fii în partid. Ca să fii șef de cadre undeva, trebuia neapărat să ai un contact cu securitatea. În felul ăsta, ca să fii un puști șmecher care își permite să umble cu motocicleta și să facă tot felul de năzdrăvănii pe marginea piscinei lui, trebuie să fie cineva bine în UTC. Și așa mai departe. Deci, nenominalizând personajele ca fiind membri de partid sau securiști sau uteciști, el îi ataca la
poziția pe care o aveau, care nu putea fi obținută decât automat când erai în rândurile acestor aparate. Personajele lui negative, pentru că nu pentru comedia în sine au fost montate piesele lui Tudor, ci pentru acest atac sistematic la regim și la oamenii lui, care a făcut ca la un moment dat, în același timp, în România, să fie în același timp, deci în aceeași săptămână, erau 52 de reprezentații cu piesele lui în toată țara. Chestia asta n-a văzut-o Baranga niciodată, n-a văzut-o Everac niciodată, n-a văzut-o Caragea, n-a văzut-o nimeni. Deci 52 de reprezentații. În partea asta a țării erau 6 piese. Dincolo erau 4. Dincolo erau 8. Aceeași piesă se juca în 3-4 teatre. Pentru că odată primită aprobarea pentru un text, el putea fi luat și la alte teatre. Și atunci au apărut și forme deosebite în care se punea aceeași piesă. Adică eu am pus Paradis de Ocazie, am avut un decor, un labirint de tufișuri și un alt regizor la Piatra Neamț a făcut-o cu animale, a făcut-o ca pe o fabulă. Da, vreau să ajungem la povestea cu Tamara Buciuceanu. Directoarea Teatrului Vasilescu, unde am făcut eu acest spectacol, era doamna Sorana Coroamă, care era o femeie cu frica lui Dumnezeu, să spunem așa, dar destul de înfricoșată, pentru că fratele ei, care fusese într-o vreme iubitul Licăi Gheorghiu, în momentul în care a părăsit-o, a fost arestat, băgat în pușcărie și asasinat. Deci femeia avea teamă și avea rațiunile ei și motivele ei să-i fie teamă. Ajunsese în poziția asta, era directoarea unui teatru, o femeie de o rară cultură și de o excepțional de bună familie, dar îi era frică de comuniști. Ce să mai vorbim? Îi era frică. Mie nu mi-era frică. Și atunci făceam spectacole care erau rele pentru ea și dăunătoare pentru liniștea ei sufletească și poate și pentru liniștea ei în general, afară de liniștea veșnică, de care se temea întotdeauna că o să vină să o cuprindă. Așa că teatrul ăsta, care de fapt ținea de județul Ilfov, nu avea conducerea de la municipiul de la București, avea conducerea de la Ilfov. Și acolo sigur că erau mai cretini decât la București. Și tovarășul Ionescu, pentru că așa-l chema, deci un nume oarecare, care era secretarul cu propaganda sau ceva de genul ăsta, că n-am știut niciodată care erau funcțiile lor, tovarășul ăsta a zis, domnule, spectacolul ăsta zice, are lucruri foarte periculoase în el și vă rog să veniți cu regizorul, cu autorul, să dați socoteală și să vedem ce facem cu spectacolul ăsta, pentru că nu e bine ce se întâmplă aici. Ce se întâmpla? Decorul era un labirint de tufe de buxus din astea care se tund, un labirint bizar, în așa fel încât două personaje, ca să ajungă la unul la altul, trebuiau să facă drumuri ocolite și ciudate, și asta era grădina fabricii, pentru că totul se petrecea într-o fabrică de porjartiere. Derizoriu ăsta în care era aruncată lumea din piesa asta era, de fapt, o imagine destul de puternică a lumii noastre. O fabrică de porjartiere, ceva mărunt, ceva neînsemnat. Când au citit piesa aia, n-au sesizat despre ce e vorba. Lupta enormă, titanică, din piesă era între ciorapul cu chilot și ciorapul cu porjartier. Pentru asta venea tovarășa Frâncu de la partid să rezolve problema și să spună o dată pentru totdeauna că femeia este mai sexy cu porjartier. Ceea ce și făcea Tamara, ridicându-și fusta, avea niște chiloți din aia roz, moartea pasiunii, așa bufanți, un porjartier și un ciorap. Și a zis, iată tovarăș, femeia este mai sexy cu porjartier. Aproape se leșina în seara la chestia asta. Bun. Tamara, când a aflat că suntem chemați la discuții, la partid, a zis, viu și eu. Păi da, Tamara a zis, Sorana, pe tine nu te-a chemat, nu-i nimic. Ce, o să mă dea afară? Nu, nu o să o dea afară. Bun, a venit și scenograful nostru cu noi, care
a fost un scenograf deosebit și o persoană deosebită, François Pamphile, poate mulți ați auzit de el, dacă nu e vina voastră. Deci un om arțăgos, fin, uscat, special. În spatele acestor tufe de buxus în care era croit labirintul pe unde circulau personajele, era un soclu imens pe care era așezat o statuie atât. Când am ajuns în discuție la partid, toașul respectiv, care era roșu ca sfecla de nervi, asta oare zice, nu merge, cu mine să știți că nu merge. Ce e aia, un soclu atât de mare cu un omuleț atât de mic? Ce credeți, că eu nu înțeleg ce vrea să spună? Ce vrea să spună toașul? Ce vrea să spună? E soclu unei foste statui, ne gândeam la Stalin toți, pe care, ca să nu rămână gol, a fost pus un, și Pamphile spune, un puti din renaștere. Un puti este o statuie mică a unui spiriduș sau îngeraș și a început să dezvolte o teorie despre micile statui din renaștere, o teorie doctă, o teorie din care ăla nu avea să înțeleagă nimic, cu referiri la sculptori celebri, la orașe, la... Omul a rămas cu ochii în soare. Bine, 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 gata, gata, asta nu mai discutăm. Dar monologul ăla, dar monologul ăla unde ea spune aia și aia și aia, pentru că personajul ăsta era cum ar veni o fostă activistă stalinistă, decăzută, pentru că nu mai era stalinismul și asta era breșa pe unde puteam critica socialismul, pentru că socialismul a fost ani de zile criticat prin breșa pe care a deschis-o Congresul Nou de la Moscova, prin care s-a dat drumul la criticat stalinismul. Și atunci au încercat scriitorii să-și facă loc în această breșă cu coatele, cum au putut. Și atunci au reușit să atace colectivizarea, să atace tot ceea ce purta povara stalinismului. Dar a fost o gaură. A fost o gaură pe unde s-au putut mulți strecura și de unde au putut să o mai lărgească aici și acolo. Tamara, când a auzit că monologul respectiv îi l-a deranjat pe ăsta, i-a zis, dar poate nu vă place cum l-am spus. Dar eu pot să-l spun și așa. Și a început să-l spună în altfel. Și așa. Și a început să-l spună în altfel. Ăla râdea cu lacrimi, se ținea cu mâinile de burtă. În momentul în care un om râde, rezistența lui este terminată. Ăla, hai lăsați-mă că m-ați făcut să râd. Și în felul ăsta a trecut textul integral, cu monologul foarte tăios, cu personajul foarte acut. Mai departe, mai târziu, a urmat un alt spectacol unde am fost apărat din toate punctele de vedere. Barbu Văcărescu, vânzătorul țării, întovărășit de Occizio Gregori, în Moldavia Vode, tragice expresa. Deci o piesă de la 1821 a lui Iordache Golescu și o piesă de la 1793 atribuită, dar nu e real, lui Samuel Vulcan, n-are nicio importanță. Chestia este că eu prezentam într-o, cum să spun, din punct de vedere al dramaturgiei, al textului, a datei când au fost scrise, erau inatacabile. Inatacabile. Cine să atace un text al lui Iordache Golescu care îi înfiera pe boieri și pe domnitor că jupoaia e poporul? Cine putea să se ridice împotriva unui text de la 1793 care era scris în patru limbi și în care, pentru că domnitorul se arătase mai cum să cade, a venit firman de la poarta otomană și s-a tăiat capul și mai departe, asta era prezentată ca o parabolă, ca un model. Deci domnitorul care era acum era un ticălos care și-a găsit omul cel mai hulpab și mai rapace din țară pe vestiernicul Barbu Văcărescu, pe care să-l pună, să pună cât mai multe biruri, poveri și nenorociri pe poporul care era prezentat ca o
masă de indivizi desculți în niște cămășoaie și niște ițari albi, desculți pe o suprafață de pământ, goală, stearpă, iar undeva în fund erau 200 de perne pe care stăteau boierii, deasupra lor era un clopot care urma să bată la sfârșit. Spectacolul avea o putere de sugestie pe care, nu știu cum am nimerit-o, dar așa s-a întâmplat, lumea înțelegea perfect că acest pământ gol și acești țărani desculți care scurmă cu degetul, cu ghearele, după o sămânță sau după o rădăcină, suntem noi. Și că blestemul de la sfârșit asupra întregii clase boierești era blestemul poporului asupra întregii clase conducătoare. Era atât de clar, era atât de limpede și de străveziu, dar nu putea să spună nimeni nimic. Ce să spună? Textul era respectat cu sfințenie. Situațiile erau respectate. Nu se întâmplase nimic. Era doar acutizată chestia. Era doar făcut mesajul în așa fel încât să fie transparent, așa cum am spus și mai înainte, și să ajungă imediat la spectator. Lumea era înfricoșată de finalul ăsta, cu blesteme și cu clopote care sunau ca la incendiu. Bun, am trecut și cu asta. Am mers mai departe. Am făcut un alt spectacol al lui Tudor Popescu, concurs de frumusețe la Teatrul de Comedie. Acolo, inițial, personajul principal, care era cel mai mare ticălos și tâlhar, era șeful de la județ. Șeful de la județ, bă, asta însemna că era secretarul de partid județean. Secretarul de partid județean, ăsta era egal cu oamenii din CC. Lovitura se dădea puternic. Decorul care ar fi trebuit să fie un salon în casa lor, nu știu ce, chici, l-am dat afară și am scos totul afară. Am făcut o piscină. Piscină particulară? Nu avea decât Bodnăraș pe primăverii și Ceaușescu tot așa la capăt tot pe primăverii. Altcineva în anii aia nu avea o piscină privată. Mai era una la Lido, pe terasă, publică. Faptul că pe cotele apelor Dunării de la radio șeful de la partid măsura cu metru adâncimea apei în funcție de cotele apelor Dunării și tovarășa își dădea cu părerea nu e bine, scade, nu e bine, nu e bine, doar. Lucrurile astea au atras atenția. Celălalt personaj foarte important era omul lui care truca. Era vorba de un concurs de câini. Și aici erau niște lucruri de o banalitate ucigătoare. O poveste care pleca de la un caz adevărat. Dragoș Pâslaru, fostul actor actualul Călugăr, a avut un tecăl foarte frumos care a câștigat un concurs național și care trebuia să meargă mai departe la Paris. Nu s-a putut din cauza dosarului lui Dragoș, care ar fi trebuit să întovărășească câinile. Și atunci a plecat un alt câine al unui tovarăș care avea un dosar bun. Din asta s-a făcut o piesă întreagă. Un concurs de frumusețe la care un profesor de muzică, un amărât din oraș, avea un câine uriaș, splendid, o frumusețe, să-i spunem un ciobănesc, mioritic, nu știu ce, dar tovarășul vroia să meargă tovarășa la Paris cu cățelul. Și atunci pe Jojo sau Bubi, cum îl chema, un rahat cu coada pe spinare făcută covrig, nu știu, ăla trebuia să câștige concursul. Și atunci juriul concursului trebuia convins că ăsta este câinile câștigător. Iar organizatorul acestei chestii era un tovarăș Urechel. Cine era Urechea? Cine era Urechelul? Toată lumea înțelegea foarte bine. Toată lumea înțelegea cine sunt tovarășii. Toată lumea înțelegea că băiatul lor, care era o brăznicătură îngrozitoare, se putea pune între el un semn de mai mic sau egal cu Nicușor. Că fata care era o zăpăcită putea să fie mai mare sau egal cu Zoe. Și așa mai departe. Această familie, în forma asta, tată, mamă, doi copii, un băiat, o fată, era foarte periculoasă
pentru cei care stăteau să ne pândească mișcările. Era foarte periculoasă, mai ales că unul din prietenii mei, actor care juca în piesa aia, avea prost obicei să-l mai imite din când în când pe Ceaușescu. Pompierul teatrului care era securist stătea și se hlizea la noi la repetiții. Dar era pompierul teatrului, trebuia să stea acolo. Eu fumam în sală, alții fumau pe scenă. Era obligația lui să stea. Dar nu era obligația lui să raporteze. El a raportat. Și a venit securistul teatrelor, tovarășul Sterian, care se ocupa de teatru de comedie, de teatru Bulandra, de teatru, nu mai știu eu, nu știu. Ăsta a venit și s-a așezat în fundul sălii. Și cineva de pe scenă, mai vezi că e cineva în fundul sălii. Și eu nici nu m-am întors și l-am înjurat pe ăla urât de tot, i-a zis, ieși afară. Așa. Urât. Ăla a ieșit. Dar n-a ieșit să ducă acasă, a ieșit să ducă la birou. Dar, luat din pripă, spectacolul a trecut de prima viză, care era cineva de la minister și cineva de la municipiu. Două persoane cu funcții importante, care s-au amuzat enorm, care au zis, asta e, nu-i nimic, o să treacă. Și l-au trecut. Și s-a jucat o dată, de două ori, de trei ori, după care a apărut din neant primarul capitalei, Toarșu Pană, care primise indicații direct de la biroul 2 că aici se face mișto de biroul 1 și de biroul 2. Că sunt vizate expres persoanele conducătorilor. Ăsta a văzut spectacolul cu ochii celui care este avertizat că acolo se întâmplă chestii care aduc afront conducătorilor. El a văzut numai ce era negru și a zis, domnule, ăsta nu poate să, așa nu se poate. Deci nu se poate, este îngrozitor. Și a început un lung șir de vizionări, tăieturi, revizionări, retăieturi, în așa fel încât, deci, ăla a fost căzut de la rangul de șef de județ, a ajuns un oarecare, un pârlit. Ăla nu mai era bazinul lui, ăla era ștrandul orașului pe care familia îl acaparase samavolnic. Copilul nu mai era ăla răzgâiatul, utecistul răzgâiat, ci era utecistul conștient care la un moment dat le dădea peste bot părinților. Și până, în sfârșit au făcut în așa fel încât piesa să devină greu de recunoscut. Dar oamenii știau. Oamenii o recunoșteau și sub această mantie. O recunoșteau și ascunsă. Și succesul a fost din ce în ce mai mare, pentru că, sigur, ar fi vrut să vadă ce a fost la început, dar nu se mai putea, dar știau, se știa, se vorbise, se zvonise. În momentul ăsta, Tudor Popescu a venit la mine seara după o discuție din asta de tăieturi și de nu știu ce cu ea. Eu eram afară în fața teatrului de comedie și plângeam. Și el mi-a spus, Toca, dacă vrei să pleci acum din țară, în 3 săptămâni ai pașaport. Deci s-a pus problema, așa cum a fost cu Pintilie la revizorul, ca să nu mai fac alte tâmpenii, să plece. Să plece să facă ce-o știi, ce-o vrea, unde o știi și unde o vrea, dar să nu mai încurce lumea aici. Aici sigur că a fost un moment de mare intensitate, unde eu am spus nu, acum vreau să stau aici și să ne batem. Și ne-am bătut mai departe. Ne-am bătut cu Hamlet, unde din nou situația era foarte interpretabilă. Un rege tiranic și o regină zmintită sunt cei care, cei pe care fiul lor, care a învățat la școli în străinătate, vrea să-i doboare, vrea să-i termine. Exista o replică extraordinară pe care lumea o înțelegea perfect. Danemarca e o închisoare, spunea. Și încă ce mai închisoare, cu carcere, gratii, celule, temniți.
Și dintre toate închisorile, Danemarca e cea mai rea. Lucrul ăsta se ducea în sală ca glonțul. Toată lumea înțelegea că Danemarca să scrie România. Ca să citești Danemarca, trebuie să scrii România. Și atunci totul lua altă înfățișare. Spectacolul devenea insinuant, devenea provocator, iar venirea lui Fortinbras la sfârșit, îmbrăcat într-o imensă mantie roșie, nu vroia să semnifice, decât că până la urmă aici se va alege praful și o să vină rușii și o să pună mâna pe noi. Clar, fără discuție, mesajul era clar, transparent. Ăsta a fost motivul pentru care ministerul a refuzat să-mi dea un premiu pe care mi-l acordase Uniterul pentru spectacol și femeia de la minister, pe care nici nu vreau să mai amintesc, că o piesă în care un prinț își omoară tatăl și mama, asta nu se va premia niciodată. Bun, în sfârșit, a trecut și asta, fără modificări, pentru că textul era ăla lui Shakespeare, la care noi munciserăm un an să facem o traducere modernă, cât mai contemporană, care să sune cât mai bine. De pildă, era un vers în care despre Rosencrantz și Guildenstern, care erau evident securiștii, care erau puși pe urmele lui Hamlet, se spunea că ei sunt oamenii credincioși ai regelui, care, de care ăsta are mare nevoie, ceva de genul ăsta, și pe care noi am tradus-o. Sunt cadre de nădejde care, fără îndoială, îi vor deveni regelui indispensabili. Cu toate jocurile de cuvinte aferente, era o chestie, cadre de nădejde, era o formulare din limba de lemn care avea o conotație foarte clară. Cine erau cadre de nădejde? Tovarășii erau cadre de nădejde. Cine altcineva să fie cadre de nădejde? Bun, sigur, în timpul ăsta am mai primit propuneri. Tudor Popescu mi-a zis, domnule, de ce nu intri și tu în partid, domnule, că dacă-s numai ticăloși și javre, dar trebuie dinăuntru să schimbăm. Am zis. Directorul teatrului meu, dar de ce nu vrei și tu să cunoști în securiți? Tu ești niște oameni foarte drăguți, uite, vine cu whisky, vine cu țigări, niște oameni extraordinar de drăguți, te ajută, poți să pleci, poți să mergi. Mersi. Mersi, am zis. Și a venit ca o pedeapsă pentru Teatrul Bulandra, care era atât de obraznic și făcea spectacole ca Tartuf, Cabala, Barbu Văcărescu, Hamlet, pe care persoanele mai inteligente din minister sau de la propagandă le înțelegeau, dar nu puteau spune nimic, pentru că textul era blocat în fața lor. Ce aia? Să începi să umbli în Shakespeare, să tai din Iordache Golescu, nu ține. Atunci teatrul a primit o pedeapsă. Era celebra aniversare, cine mai ține minte, a lui Mircea cel Bătrân, care nu mai avea voie să fie bătrân, trebuia să fie cel mare. Și cum pentru ocazia asta nu exista decât o singură piesă a lui Dan Tărchilă, care se numea Eu, Mircea Voievod, Teatrul Bulandra a primit sarcină direct de la Ministrul Culturii să producă această piesă pentru aniversarea lui Mircea cel fost bătrân, actual mare. Dom'le, Bestoiu a venit dezamăgit de la minister și a zis, uite care e chestia, ne-a încălțat cu piesa asta, e ce să fac? O să o dăm lui Petrică Popescu, ăsta era fratele lui Radu Popescu Criticu, un băiat, un domn care fusese capitan în armată, regizor tehnic la Teatrul Bulandra și pe care, din milă, Liviu Ciulei, nu se știe de ce, l-a făcut regizor artistic și el a făcut niște piese la viața lui, în sfârșit. Da, hai, eu dăm lui Petrică Popescu să-l descurce, el să spele pe cap cu ea. Ce am zis? Nu, Jimmy. Noi putem să facem cu piesa asta ceva mult mai important decât atât. Dar cu o condiție. Să fie de acord toată lumea, eu o fac. Dacă e de acord toată lumea bună din teatru, Victor, Gina, Moțu, Irina, tu, toată lumea bună să joace în acest spectacol. Și eu vă garantez că nu o să ne facem de râs. Și atunci am făcut o chestie, vă las să o calificați.
Deci piesa avea 5 acte, în mod normal dura 3 ore, 3 ore și ceva. Era înfricoșătoare. Am tăiat-o până am adus-o la dimensiunea unei piese într-un act de 50-55 de minute. Am tăiat toate monologele patriotarde, patriotico-false ale regelui și n-am tăiat nimic de la popă, de la starețul mănăstirii Argeșu. Am echilibrat personajele în așa fel încât Vodă și Popa aveau partituri egale. Am făcut pe scenă o biserică. Vă spun exact, era în 84. Era în momentul în care se dărâmau pe capete bisericile în București și peste tot pe unde mai apucau, iar eu am făcut pe scenă 12 vitralii de 6 metri înălțime, care erau vitralele pe care le lucra Sever Frențiu pentru Palatul de la Cotroceni, pentru Sala Istorică, unde erau toți voievozii României îmbrăcați în sfinți militari. Deci cum era Sfântul Gheorghe, cum erau arhanghelii, știu eu, ca sfinții. Deci costume, după erminia picturii bizantine, îmbrăcați ca niște sfinți, numai figurile erau cele pe care le știam din cărțile de istorie ale domnitorilor respectivi. Și am făcut această biserică, am pus un tron episcopal în mijloc și strana de la domnița Bălașa a făcut cineva un releveu și le-a copiat. Asta era sala tronului. Iar lângă tron erau două sfeșnice din alea de alamă cu nisip, în care erau zeci de lumânări. La rampă era un metru de nisip în care erau tot așa zeci de lumânări. Erau numai clopote, slujbe, toacă, rugăciuni, fără încetare. Deci, în momentul în care intra Popa în scenă, ăla de la partid lângă care stăteam și eram foarte degajat. Deci, în momentul în care intra ăla în scenă, făcea. Dom'le, durea burta. A fost piesa pe care ne-au comandat-o. Dar ca să apărăm toată povestea, a fost așa. Deci, după ce am tăiat textul la dimensiunea unei piese într-un act și spectacolul dura 50-55 de minute, am chemat toți criticii de teatru din București și am făcut această lectură a textului prescurtat, spunând că este noua variantă a lui Dan Tărchilă. A apărut o avancronică în toate ziarele în care s-a spus noul text al lui Dan Tărchilă este de o valoare deosebită, a revizuit materialul pe care l-a avut și a creat o piesă densă, intensă. Dom'le, chestia este că ăsta era atât de lansat în presă ca un text excepțional, că nimeni n-a mai putut să zică nimic. Comanda aia era, textul ăla era, dar pe scenă erau numai patrafire, mătănii, clopote. Ce să facem? Asta a fost, dacă asta a fost comanda, așa s-a făcut. În sfârșit, după asta, nu știu, nu mai aduc aminte dacă a fost ceva semnificativ, posibil, dar acum nu mi-e clar ce am mai făcut după asta, nu pot să-mi dau seama ce am făcut. Ideea este că în informările care se făceau despre mine și pe care le-am citit în dosarele mele de securitate, actorul de mâna a șaptea din teatru, care era autorul marii majorități a acestor informări împreună cu pompierul șef, care era semi-analfabet, asta vedea pentru că erau scrise de mână. Deci, una din acuzele cele mai virulente era că împricinatul, cum ar veni, refuză cu îndărădnicie să monteze piese care să arate realizările socialismului și nu știu ce, și critică pe conducători în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Scria turnătorul. Milițianul sau securistul, colonelul ce-a fost, care avea în grijă aceste hârtii, tăia de fiecare dată cuvântul Ceaușescu și scria deasupra cu carioca conducătorii țării. Pentru că el n-avea niciun interes ca în hârtiile lui să apară acest nume. Pentru că el ar fi trebuit să ia alte măsuri dacă eu atacam direct la secretarul general.
Și atunci el îmi făcea mie acest serviciu să mi-l ștergă din turnătorii și să scrie deasupra conducătorii țării care pot să știi cine sunt. Poate că era tovarășul Ion George Maurer, poate că era tovarășul Emil Voitec, cine știe cine era. Bun. În sfârșit, deci, eu consider că... Deci, aceste spectacole pe care le-am făcut la Teatrul Bulandra, plus cele pe care le-am făcut la Teatrul de Comedie și la Teatrul Ion Vasile, dar astea de la Bulandra, au făcut ca, după 89, Teatrul Bulandra să fie selecționat în Uniunea Teatrelor Europene. Spre marea nemulțumire a lui Andrei Șerban, care venise director aici la Național și care avea pretenția ca Teatrul Național să intre în Uniunea Teatrelor Europene alături de cele mai mari teatre din Europa. Dar, dar ce ați făcut voi până anul, până în 89? Ce piese dinamitarde a avut Teatrul Național? N-a avut nimic. Conducătorii lui au fost ori membrii CC, ori naiba știe ce. Deci nu se poate spune că ăsta a fost teatru care a rezistat. Teatru care a rezistat, teatru care s-a opus, teatru care a provocat scandal, a fost Teatrul Bulandra. După care lucrurile au luat o turnură neplăcută pentru mine, m-am îmbolnăvit și am fost obligat, silit și nevoit să emigrez. Și alți colegi de-ai mei de breaslă au emigrat, dar au făcut piese de, știu eu, Cehov, alții. În momentul în care eu mi-am revenit din spital și m-am pus pe picioare cât de cât, tocmai se întâmplase povestea de la piața Tiananmen. Eu stăteam în Frankfurt. Am încercat să adun, am adunat, de fapt, un grup de studenți chinezi cu care să fac o piesă pe care am găsit-o într-un volum de teatru chinezesc contemporan și pe care mi-a tradus-o cineva într-o noapte din românește în germană. Deci cu studenții chinezi cantonați în Frankfurt să fac această piesă care de fapt era în două personaje și în care era vorba despre sfârșitul revoluției culturale și recuperarea celor care au greșit în revoluția culturală și mai departe, sau care au fost condamnați pe nedrept. Dar eu vreau să fac aici o înfățișare a întregului scandal cu piața Tiananmen, cu demonstrațiile, cu revoluția tinerilor chinezi și mai departe. Deci eu n-am vrut să fac o piesă care să îmi aducă imediat un succes, am vrut să fac ceva care să răspundă unei provocări pe care o țară comunistă mi-a adresat-o mie și lumii întregi. Dar studenții chinezi, în momentul în care au venit la mine acasă, vreo 18-20, erau întovărășiți și de doi agenți care nu vorbeau nici germana, nici engleza, care erau mult mai bătrâni decât ei și care stăteau pe un fotoliu și zâmbeau. Drept care mi-au zis, știind bine, cartea era publicată prin 80-81 în România, ei știau ce înseamnă cenzura în România. Și ei mi-au spus, niciun alt cuvânt în afara celor care au fost tipărite și aprobate în această carte nu vom juca pentru că noi vrem să ne întoarcem înapoi. Numai doi au spus că ei ar vrea să rămână în vest, dar nu s-a putut face pentru că eu nu vroiam să fac piesa aia, ci vreau să fac o punere în scenă a poveștii de la Tiananmen, pentru care orașul Frankfurt îmi dăduse și bani și sală și așa mai departe. După care, la un moment dat, când m-am întors, am început să dau din nou cu piciorul în copac. Am făcut Comedie Roșie, am făcut O zi din viața lui Ceaușescu, am făcut Elisaveta Bam, care vorbește despre teroarea roșie din Rusia, am făcut Casa Zoicăi, care vorbește despre același lucru și nu m-am oprit din răfuiala mea cu sistemul. Drept care îmi permit să neg afirmația titraților noștri scriitori și filozofi că nu intelectualii, dacă mă pot număra printre ei, n-au făcut nimic în timpul ăsta. Am făcut în așa fel încât lucrurile noastre să ajungă la public.
sigur că aș fi putut să fiu mult mai agresiv și spectacolele să fie interzise. Cui ar fi servit? Cui servește un spectacol interzis? Un spectacol pe care nu-l vede nimeni. Deci, orice am dat de la mine, orice abandon, orice renunțare, nu a avut decât un singur scop, ca spectacolul cu mesajul lui întreg, trunchiat, cum o fi, dar cu mesajul lui, să treacă la public. Oamenii să-l vadă și să înțeleagă că noi, pe partea asta-laltă a sălii, pe partea cu cortina, noi nu stăm cu mâinile în sân. Noi nu tăcem. În felul nostru, ciudat și poate caragios de a comunica cu lumea, ne-am spus mesajul nostru de refuz, de respingere și uneori de revoltă. Eu cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această lungă spovedanie care s-a intitulat conferință. Am zis că sunt despre teatru și ale lui. Da. Vreau să vă mărturisesc că înainte de a intra în scenă, domnul Tocilescu... Toca, poți să-i spui liniștit. Poți să spun Toca, da? Da? Toca mi-a zis ce am să vorbesc eu o oră. Ai vorbit mai mult de o oră jumate. Hai, lasă-mă. Da, deci mai avem vă timp. Vă rog să mă scuzați. N-am îndrăznit să te... Așa să construiesc eu frazele mai lungi. Da, da, n-am îndrăznit să te întrerup pentru că... Da, asta era... în japoneză se scurtează, că e numai câte un semn. Da. Era extraordinar ce povestit. Mai avem timp doar de... două, trei întrebări, pentru că, din păcate, este și o repetiție și un spectacol astăzi seara aici în continuare. E bun, deci dacă nu mai sunt întrebări... Nu. Măcar ceva. Vă rog să nu uitați să vă prezentați pentru filmul nostru. Cine vrea să-l întrebe pe Toca ceva sau să-i spună ceva? Ți-am zis că îi încremenesc pe toți, că nu mă întreabă nimeni. Vă rog. Profit că este microfonul lângă mine, mă numesc Mariana Gorcică. Toți cei care avem o anumită vârstă știm că tot ceea ce a spus conferențierul de astăzi este adevărat. A existat într-adevăr o rezistență, o disidență prin teatru în România. Vă rog să vă ridicați în picioare că nu poate să vă filmeze. A, n-ar fi o pagubă. Pentru noi, da. Vreau să vă spun că ar fi două amendamente la ceea ce ați spus la începutul conferinței și dacă le acceptați o să le enumăr. Dar cum să nu? Sunt poeți care rămân în memoria tuturor și pentru asta se fac eforturi. Un exemplu este Lucian Blaga. În fiecare an la Cluj, la Alba Iulia, la Sibiu, se întâmplă pentru memoria acestui mare poet, evenimente cu adâncime, cu profunzime. Există un critic literar foarte important din generația tânără, e adevărat trăiește la Sibiu, nu în București, Andrei Terian, care recunoaște că rădăcinile lui sunt în George Călinescu, care are un studiu foarte important despre George Călinescu, dar... pentru că astăzi atenția este extrem de atomizată și pentru că se întâmplă foarte multe lucruri, nu avem cum să monitorizăm și să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Eu am vorbit de trend. Ok. Am vorbit de trend, n-am vorbit de toate cazurile. Dar tendința asta e. Tendința este spre negarea celor care au fost, de fapt, bazele culturii și bazele istoriei literare românești și afirmate
cunoaștem, okay, Eminescu, nu? Okay, nu vreau să intru în polemică, dar probabil că știți că mai ales la cei tineri negarea înseamnă un fel de a se afirma și probabil că de aici pornesc în actul negator. Da, sunt de acord, dar eu cred că dacă după ce a scris nu, Ionescu ar fi rămas în România, ar fi fost pulverizat până la urmă. Deci după ce el a făcut actul lui de negație fundamental, a ras toată literatura de bază, păi dacă ar fi rămas în continuare și ar fi încercat să se alinieze literatura, aici ar fi fost distrus. El a dat și a fugit. Ok, vă dau dreptate. Vreau să închei, să mă apropiu de final pentru a lăsa microfonul și iar altora. Blaga, nu l-am citat pentru că trebuie să mărturisesc, nu face parte din preferații mei. Dar un poet pe care nu l-am citat pentru că mi s-a părut aproape zadarnic este Leonid Dimov, care este, după părerea mea, cel mai mare poet român de după război, despre care nu știe nimeni nimic la ora asta. A început, nu știu cine, Humanitas, nu ce a început să publice opera poetică a lui Dimov, dar este atât de necunoscut. Numele ăsta, dacă îl spun, și ce este, iar faceți bulgar, afirmații definitive. E un bulgar, cine ăsta? Nu, mi faceți afirmații groaznic. Definitive. Dimov se face în manualele școlare. Dimov este un poet cunoscut pentru un profesor de română care a citit poezie, adevărată poezie. Dimov este cunoscut. Unii elevi știu, nu toți, nu mai sunt manuale unice, dar unii știu, da, despre Dimov. Eu nu vorbesc de elevi, eu vorbesc de oameni care au acum între 25 și 35 de ani. Aha. Care nu, okay, știu nici. Deci, bun. Vroiam doar să vă mai mulțumesc pentru această conferință, să-ți mulțumesc că m-ai adus, am ajuns aproape întâmplător aici. Și eu. A fost cât? Nu chiar. Această conferință a fost pentru mine cât lectura unei cărți extraordinare despre comunism. Vă mulțumesc mult! Plăcere! Altcineva? Cristina Mocanu e numele meu. Aș vrea să-l întreb pe Toca dacă are planuri de viitor, dacă ar montează ceva, pentru că eu am crescut cu multe din spectacolele lui Tocilescu, ca și altora. Un singur obiecție am față de domnia sa: Teatrul Național pe vremea noastră, până în 89, era Teatrul Național și nu-i pot nega valoarea, cu bune și rele, iar contribuția lui Tocilescu la formarea noastră actuală este una uriașă. Vreau să spun ceva, da, apropo de Teatrul Național, până în 89. Bun, eu am fost nevoit să plec în 87. De fapt, m-am dezechilibrat fizic prin 86 și aproape un an am stat în spital. Nu are nicio importanță. Chestia este că, ca și la Teatru Mic, unde era Dinu Săraru, la Teatrul Național, profilul meu moral-politic nu intra în vederile celor care conduceau aceste teatre. Dinu Săraru îmi propusese a treia zi după ce a venit director la Teatru Mic să fac un spectacol cu P împreună cu Dan Micu, cu Paracliseru și cu Iona al lui Sorescu. Dar după 3 săptămâni a aflat ce profil moral-politic am. Și în afară că mi-a furat macheta de decor, în rest doar că nu m-a dat pe ușa afară când eu am venit. Trebuia să fac cu Vasile Nițulescu. Era un spectacol absolut senzațional. Nițulescu în Paracliseru era ceva ce nu s-a văzut, că nu s-a făcut, dar a fost unic. Drept care nu corespundeam. Erau multe locuri unde eu nu corespundeam. Deci nu puteam să fac, nu puteam să viu, să zgâri la ușă, spun, dați-mi și mie. Eu am fost cu greu primit în București. Și primul spectacol pe care l-am făcut în București a fost Haina cu două fețe, o comedie bulgărească la Teatru Giulești, care era în Giulești pe vremea aia, o comedie care tot așa făcea pulbere tot sistemul, cu birocrația, cu nu știu ce, dar și cu comuniști. Și tovarășii de la vizionare, când au venit, nouă ne era o frică, mie și doamnei Deleanu, că ne face praf piesa, pentru că era foarte răutăcios spectacolul. Și tovarășii au venit, doar asta se petrece în Bulgaria, nu? Și așa a trecut spectacolul
care după 3 săptămâni la Europa Liberă era prezentat ca cel mai agresiv spectacol în estul Europei. Așa că eu am știut ce fac și aproape mi-am sacrificat venirea în București numai ca să fac un spectacol cât mai tăios. A ieșit, l-am bătut și pe Sărarul la un festival cu spectacolul ăsta. Aș vrea numai să completez la ce spunea doamna. Nu trebuie să uităm, chiar dacă poate fi considerat patriotism local, că Teatrul Național a avut câteva spectacole care demonstrează într-un fel rezistența prin cultură și aș aminti generoasa fundație Zbor deasupra unui cui de cuci și Caligula. Dar ce treaba asta? Sunt piese străine. Piese străine care au un anumit univers. Aici, Ilinca, pardon. Ați jucat Everac până vi s-a uscat gura. Asta e cu totul altceva. Nu e cu totul altceva. Ba da. Cine mai dorește? Eu vreau doresc. Mă numesc Angulescu V. Iorgu. Așa mă cheamă. Ai o minciună, cei pe afiș. Din alt motiv vreau să vorbesc, pentru că sunt cam afară de Ilinca, nu mai văd cine mai este, dar mai sunt câțiva din colegi. Mai sunt. De Simona, iertați-mă, nu văd bine. S-a făcut de ăsta, convocator. Da. Oare. Eu vreau să-i mulțumesc din inimă, lui Toca, pentru faptul că pentru mine, ceea ce știu foarte bine, și pentru mulți colegi de-ai mei, a deschis prin distribuirea noastră anumite porți în un locul unde noi știam de mult și pentru totdeauna că e un zid. Pentru asta îi mulțumesc foarte mult, pentru acest talent extraordinar de a descoperi acolo unde nici noi înșine, nu, eu niciodată n-aș fi crezut pentru numele lui Dumnezeu că pot să fiu farfuririi și să mă bat cu Dumnezeu să ierte Ștefan Iordache în casa vecu. Este o nebunie, o îndrăzneală, dar acum, auzind din nou ceea ce știu despre el, mi se pare că avem nevoie neapărat din totdeauna și în România mereu de nebuni și nebuniile lor. Mulțumesc! Cerșesc agresiune! Mai ai o întrebare sau o intervenție? Vă rog! Nu mă agresează nimeni? Planul de viitor. Planurile de viitor, de obicei, dacă le spun, se alege praful. Știu, aici, am de lucru aici, în principiu, dar n-aș vrea să aleagă praful. Nici dar atâtea ori am dat interviu și am spus încântat că voi... Am făcut altă piesă din motive bizare, deci aia nu s-au mai potrivit actul. S-a întâmplat ceva. Sunt superstițios pe bună dreptate pentru că mi s-a întâmplat de prea multe ori să iasă altceva decât am zis inițial. Na, asta e. Pot să-ți dau pe un bilețel așa scris, ilizibil. Până vă mai gândiți, vă aduc aminte că următoarele conferințe sper să fie la fel de incitate. Va fi Dan Perjovski, după care Ruxandra Cesereanu, după care poetul Ion Mircea de la Sibiu. Cine mai dorește? Lăsați. Abonant Andor, salut!